putea să ne așa descoperim și alte culori pe care să le așezăm acolo într-un paletar, de ce nu, al faptelor bune. Însă despre toate acestea povestim împreună cu artiștii României, imediat după ce mai aglomerăm, iată, locul acesta cu oameni frumoși, minunați, care dăruiesc România prin ceea ce fac. Următorul este chiar Mihai Crăistariu.